Salut, dragii mei și dragile mele, cei care sunt pentru prima dată la canal, vă invit să vă abonați, să activați clopoțelul și bun venit în comunitatea noastră a vârstei elegante. Astăzi sunt un proces de aplicare a unei măști. Ieri m-am culcat foarte târziu, fiindcă mâine am examen la registru auto, după școlarizare. Și m-am sculat acum așa încă de dimineață, dar mi-am făcut gâțișoare, fiindcă când intră în stare de examinare sau de examene am, sau când studiez, intră chiar și în starea când aveam succes, când eram studentă, când eram elevă, ca să mă simt mai bine și să se prindă cunoștințele de mine. M-am trezit cu apa termală de la Uriaș, care îmi place foarte mult. Dar mulți m-au întrebat ce cremă folosesc eu de protecție. Vreau să vă spun că cea mai bună protecție pe iarnă, care o iubesc și o folosesc de mai mulți ani, este Soin Ultra Protecteur de la Academie Scientific de Beauty și vă recomand, fiindcă cei care se duc la munte, la minus 10, minus 20, minus 30, chiar când eram și în Canada, iarna o foloseam și mi-era foarte, foarte bine, pielea se simte bine și nu crapă, nu se roșește, nu este supusă frigului. Dar astăzi vreau să vă arăt o mască, dar mi-am amintit de ieri, de curând. Am privit un filmuleț al Andrei Balaban, se numește, o youtuber din București. Este foarte vioaie, foarte ageră, se împarte cu multe momente ale ei, se ocupă și cu publicarea, îi plac stilul ăsta, stilul vintage, dacă vă place puteți să intrați pe site să o urmăriți. Dar ce am vrut să zic, că ea a menționat că de recent la fel a finisat și a cumpărat o mașină nouă și accentua că la vârsta ei de 27 de ani, de-abia și-a cumpărat mașină. Eu i-am scris în comentariu că, uite, eu la 60 de ani am avut curajul să învăț și mai am de învățat și iată, mâine am teorie, apoi urmează practică, apoi urmează să mă învăț a conduce și asta e. Așa că, bravo, Andreea, mă bucur și ce faci tu și cum ești de motivată și ai succes. Bravo, vă motivez să intrați pe canalul ei și să vă înviorați, să vă motivați. Astăzi, pentru mine, este o zi relaxantă. Nu o să repet nicio întrebare, niciun bilet. Mi-am pregătit o mască care o fac atunci când vreau urgent, o mască de urgență, o mască foarte și relaxantă, și de lifting. O mască care se poate folosi pentru toate tipurile de ten, din argilă, vitamina E, cofe și cafea și un albuș. Pentru tenul uscat puteți adăugați și ulei, dar dați să vedem ce mască, fiindcă timpul astăzi mi este limitat și vreau ca să reușesc, fiindcă mâine dimineață trebuie să mă trezesc mai dimineață, până ajung la registru, undeva îmi trebuie cu 2 ore să ajung până la registru, până mă înregistrez, până una alta, este foarte departe de unde locuiesc eu și, cu Doamne ajute, mâine să dau teorie la registrul de examinare a viitorilor conducători auto și nu numai. Dați să vedem măsculița. Pentru mască vom avea nevoie de cafea, un albuș de ou, o căpsuliță de vitamina E de la compania Greenorm și argilă, din unde vom bate un albuș.
Fenul sensibil puteți adăuga o linguriță de ulei de jojoba, de semințe de struguri, de amigdale. Masca se aplică timp de 10-15 minute, se lasă, apoi se spală cu apă călduță sau cu infuzie de plante. Iată așa o măsculiță s-a primit și o voi aplica-o, desigur, de la decolteu. Argila aici joacă un rol de mineralizare. Cafeaua, eu am luat cherup, fiindcă eu cafea nu folosesc, dar voi, cei care folosesc cafea, adăugați cafea. Cafea o tonizează, are un efect antioxidant, la fel ca și vitamina E, un oxidant foarte puternic. Iar argila mineralizează. Albușul, desigur că nici nu mai spun că acesta este proteină, la fel împreună cu albușul, împreună cu argila, ne dau un efect super maxim de lifting. Bănuiam că argila să fie de culoare albă-albă, dar probabil argila din Altai este de așa culoare. Dar nu nimic, își are efectul ei. Regiunea Altai este foarte bogată în surse minerale. Masca o voi ține nu mai mult de 10 minute, fiindcă este o mască expres și o voi înlătura cu infuzie de codița șoricelului. Codița șoricelului care îmbunătățește procesele metabolice în piele și are un efect de tonizare. La revedere, vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept și la alte filmulețe. Pe curând!